Vineri 11 noiembrie, începând cu orele 11 la Școala Vasile Alexandri din Roman, se va desfășura a 5-a ediție a simpozionului științific regional intitulat Incursiune în Istoria Învățământului Românesc. Acțiunea este inclusă în calendarul manifestărilor extracurriculare ale Ministerului Educației și Cercetării. Școala Gimnazială Vasile Alexandri Roman, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț, organizează simpozionul regional științific Incursiune în Istoria Învățământului Românesc. Acest simpozion este aprobat de Ministerul Educației și inclus în calendarul activităților extracurriculare pentru anul 2016, la poziția 1299. Se află la ediția 5-a și anul acesta va fi organizat în data de 11 noiembrie 2016, ora 11, chiar la școala care a inițiat acest proiect, și anume Școala Gimnazială Vasile Alexandri Roman. Echipa de organizare, sub coordonarea doamnei profesor Cristina Roxandei, împreună cu alți colegi, doamna profesoară Roxana Andone, domnul profesor Mihaela Roxandei, doamna profesoară Laura Ciopanu, doamna Login Elena Gioconda, doamna Mihalachia Anca Ionela, doamna profesoară Sorlescu Cristina, împreună cu cei din conducerea școlii, vă invită să participați cu lucrări de istorie care să îmbogățească tezaurul de memorie identitară inițiat prin acest proiect. Proiectul are ca scop promovarea istoriei școlii românești. La acest proiect există parteneri o serie de instituții academice, dar și Asociația Profesorilor de Istorie Neamț. Intenția organizatorilor este aceea de a promova imaginea școlii românești, valorile istoriei locale și naționale, de a dinamiza interacțiunea dintre școli, cadre didactice și elevi și, bineînțeles, de a promova valorile sociale și individuale într-o lume deja marcată de diferențe lingvistice și culturale. Mai există și alți parteneri în acest proiect, și anume Institutul de Istorie Adexenopolia și Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, Asociația Învățătorilor din Județul Neamț și Muzeul de Istorie Roman. Proiectul este coordonat de profesoara Cristina Roxandre de la Școala Gimnazială Vasile Alexandri din Roman și membrii Catedrei de Istorie de la aceeași unitate școlară. Pe site-ul Inspectoratului Școlar se află o adresă prin care se dau detalii asupra modului în care profesorii de istorie pot accesa acest proiect.